Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc prăjitura milionarului, așa se numește. Această prăjitură se vinde doar în restaurante, da? Și nu o găsești la magazin sau în altă parte. Se face foarte simplu. Pentru aceasta avem nevoie de unt, 175 de grame, avem nevoie de făină, 170 și de zahăr, da? Undeva în jurul la 80, așa. Și o cutie de lapte condensat, ciocolată neagră și albă, da? Pentru început o să batem untul cu zahărul și după care o să adaugă făina, dar o să punem pe foc pentru că avem nevoie de să facem caramela din lapte condensat, da? Și avem nevoie de o cratiță. O să o pun pe foc, după care o să adaug un pic de unt, da? Mai avem nevoie de unt, undeva 20 de grame. Și cam asta, este foarte simplu această rețetă. Deci o să începem să batem doar untul în sine, da? După care o să adăugăm și zahărul. Acum vom adăuga zahărul. Nu avem nevoie de praf de copt sau ceva. Este o prăjitură foarte delicioasă. Eu o iubesc nespus de mult. Tot timpul când mă duc în restaurante, o comand, da? Batem până se omogenizează toată compoziția. Iată așa arată compoziția. Acum vom adăuga și făina. Câte un pic, da? Mestecăm. Punem restul de făină, mestecăm și pregătim o tavă cu foaie de coptă. Iată așa trebuie să arăte aluatul, da? Să nu fie nici subțire tare, nici gros, foarte, foarte gros. Mestecăm cu paleta și îl punem în tavă la cuptor de 180 de grade, 30 de minute. Între timp, noi facem caramela, da? Iată așa. Iată așa. Am pregătit tavă de copt și vom pune în tavă. Și o tăpăm, da? Să tăpeze foarte bine. O să tăpăm pe forma care avem, da? Până o aranjăm pe toată, da? Și
scrie pe fundul formei. Poate eu am tapat-o așa, da. Și o pune la cuptor. Așa. Eu am pus untul într-o cratiță să se topească, da? Să-l ținem pe foc atât timp cât se va face o caramelă, da? Așa. O să mestecăm în continuu. Trebuie să mestecați în continuu undeva 7 minute la un foc mai redus. După care 7 minute facem foc un pic mai mare, da? Îl mărim. Amestecați în continuu să nu se lipească. Deja când se face ca o caramelă, ea o să fie gata. Iată, vedeți, deja s-a omogenizat. Amestecăm în continuu, da? Până încep să facă bule, după care încep să facă bule, deja mărim focul mai mare. E deja s-a îngroșat un pic, da? Eu deja am scos-o, s-a îngroșat, lăsăm așa deoparte. Până scoatem prăjiturica. Iată așa mi-a ieșit mie. Și la fel și vă miroase foarte fain. Acum vom pune caramela peste, da? Așa pe toată. După care iarăși într-o cratiță să punem niște apă. Să topim ciocolata. Am venit ciocolata în peliculă și eu pot să o pun așa cum este ea. O să întindem așa. Bine, bine. Este tot deja se întărește. Nu trebuie să-i dăm voie să se întărească. Trebuie să o punem la loc, da? Am pus într-o cratiță apă și o bag așa cum este. Chiar așa și cofetare așa și fac. Nu afectează cu nimic. La fel și asta albă. Dacă e de ambalaje, de hârtie, nu. Doar așa. Așa, o pun pe asta neagră. Care o să o scoatem și o să pun cealaltă albă. Când scos-o, o pun pe asta albă, da? Acum eu o să o tai de aici. Nu s-a întâmplat absolut nimic cu ea. Este moale, moale, moale. Eu o tai și o pun peste. Iată așa. Pune pe toate. Și o vom întinde, da?
așa o să întindem pe deasupra, tot, și după care o punem pe aia albă, da? Acum o adăugați pe aceasta albă, da? Puneți pe toată. Așa. Peste tot. Și acum vă arăt cum facem. Și cu un bețișor de barbecue faceți florile, da? Întind. Amestecați, amestecați. Până se formează așa niște floricele colorate, da? Punem la frigider pentru 3-4 ore.